Rugăciune pentru copilul căzut în păcat. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume nu pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, vino și în ajutorul Fiului meu, ridicându-L din căderea în care se află. Nu-L lăsa pe El, prea bunule Doamne, să fie bajocorit de diavol, nici să-și întineze sufletul prin păcate și fără de legi. Cel ce te-ai îndurat de Maria Egipteanca și din iubitoare de desfătări, ai făcut-o iubitoare de nevoință. Iar pe vrăjitorul Ciprian, lepădându-se de slujirea dracilor, l-ai arătat arhiereu încununat cu cununa mucenicii. Vino în ajutorul Fiului meu și ajută-L să se lepede de tot răul. Știu că niciun păcat nu covârșește mila ta. Dă-i lui putere să rupă lanțurile vrăjmașului prin lacrimi de pocăințe. Dă-i lui gândul cel bun să alerge la preot și să-și spovedească păcatele. Doamne, nu-l lăsa să se piardă. Deznădejdea mea mă apasă de amărăciune pentru căderea lui în tulbără inima. Suspină sufletul meu, oare când vei veni în ajutor? Oare când ne vom bucura de milele tale? Miluiește-L, iubitorile de oameni, miluiește-L, prea dulce Iisuse. Nu lăsa făptura ta să fie înghițită de moarte, ci dăruiește-i să se umple de harul tău, că văzând marea ta dragoste de oameni, să te iubească din toată inima sa și să te slăvească în vecii vecilor. Amin.